Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. El fura curent chiar dacă avea la dispoziție din partea companiei, în calitate de angajat, 300 de kW pe lună, gratis. Zgârciți. Așa se puțin. Cum sunt unii angajați care, prin faptul și noi, de exemplu, noi pentru că lucrăm la Europa FM, putem să ascultăm gratis Europa FM. Corect. Dacă am fi lucrat la metro, am fi primit, cred că mai e valabil, călătorii gratis cu metroul, la CFR primești gratis călătorii cu CFR-ul, la Parlament primești gratis o mulțime de lucruri, la Europa FM primești gratis posibilitatea de a asculta Europa FM. Deci numai avantaje oriunde, trebuie numai să știi să le găsești. Bravo. Știi? Deci cât îi dau aceste 400 de, 300 de kW pe lună, e gratis. E ordine. E adică bine, e un consum civilizat. Uite, am avut de un consum 240. Da, e un consum... Ok, adică e un consum mediu pentru o casă medie, mi se pare o chestie onorabilă. Și vorba aia nu-ți dă un bon de masă de 15 lei. Îți dă 300 de kW pe lună ca să fii în medie. Da. Mai mult, casa respectivă, unde are casa domnul acesta, directorul de la controle, contoare, este într-o zonă cu statut de statut, statutul este de zonă defavorizată. Și ca atare, dânsul avea dreptul și la o reducere suplimentară de 50% la plata facturilor la electricitate. Mamă, deci era deci, pe bonus rău. Bă, fii atent, deci e șef la Electrica. Electrica e companie, cum zic, e practic e de stat. Adică pachetul majoritar de acțiuni, aproape 50%, cred că 49% pe acolo, este deținut de statul român. Și mai sunt și alți acționari. Dar practic statul decide acolo, are pachetul majoritar. Ești șef la o companie... de stat, ce să o mai dăm de colo-colo, cu toate avantajele respective. Primești curent gratis de la companie pentru un consument. Mai primești și subvenționare discount. 50%. Dar tu furi curent. Ce păi să facem, puțin, frate? Că între timp am intrat un pic în detalii, îmi pare rău că te întrerup. Deci eu am o factură de 248 de kW pentru care plătesc 190 de lei. Așa. Adică, practic, Electrica a dat domnului director o subvenție de 200 de lei. E. Acul înțeleg. Deci, mă, e la mișto, sunt director și îmi dai 200 de lei. 200 de lei dai la un angajat. Da. Fur și eu ceva. Gratuitate. Fur în plus. Să fac niște băi de lumină în casă, să mă țin și eu ca un director la Electrica. Să dau muzica tare, nu știu ce pot să mai fac. În plus că să nu fac criptomonede din plăci da, de asta, bandă. Criptomonede. Deci, video. Domnul acesta direct, nu s-a terminat. El mai este acuzat și că a montat diverse instalații de furat curent și pe la casele unor rude de ale lui. Odată ce începi să te pricepi, caracatița. Era, da, avea spirit antreprenorial. Și, oricum, presa locală scrie că acest domn a fost pus în funcție de șef la controle, de contoare, de către fostul director general al companiei. Un domn Nicolae Coroiu, al cărui verișor este o familie strâns unită, deci. Dar ce s-a întâmplat? Că pe mine m-a făcut curios. Când am citit fostul director, nu știu, zic, mă, astea lucrurile astea m-au făcut curios imediat. Dar ce s-a întâmplat cu directorul general Coroiu de numai în funcție? Dânsul, de altfel, fiind PSD-ist, adică el a ajuns în funcție ca PSD-ist. A fost un pic reținut cu treabă la pușcărie. 5 ani și jumătate cu executare, condamnat după un proces în care a fost găsit vinovat de corupție, metoda clasică. În calitate de director al companiei, a făcut presiuni ca o anumită firmă să ia preferențial contracte. Deci dacă sunt șef, clasic, să iau și eu o șpagă. Cum? Păi mă înțeleg cu firma respectivă, firma semnăm contract cu ea și aia îmi dă un parandărăt, cum se spune. De ce era el director? Păi fiind de la PSD, fusese numit, nu? Politică, statul român, având 49% din Electrica, trebuie să numească diversi șefi, șefuți pe aici, pe acolo. Am mai vorbit despre asta de un milion de ori. V-am spus, asta e un caz, e descrierea perfectă a Republicii Fantastice România. Revenind la verișorul, pus la șef la control, la controlul de diverse lucruri, printre care și contoare. Domnul Petriș, Bihoreanu, ziarul Bihoreanu, scrie că dânsul consuma curent cât un bec de lanternă pe contor. Deși își încălzea vila cu etaj cu centrală electrică. Vezi, aici oamenii nu știu unde să... Adică dacă puneam un prag civilizat, probabil fura până la adânci bătrâneți. Cum a făcut? Corpul de control al companiei electrică a descins la vila domnului director în urma unei anonime. Deci numai răutăți, mă, frate, cum să dai anonimă? Nu ți-asumi răspunderea să-l dai în gât pe față. Trimiți anonime, uite ce porcării se întâmplă, ai stricat viața omului și a rudelor. Că și alea cu litere decupate din ziare, știi? Da. Ca filme. Auzi, fură corent, că n-am găsit tu. Poate că anonima a fost scrisă de viitorul director. N-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi, da. În general, așa se... Inspectorii au constatat că sigiliul inițial de la contor fusese scos,
sunt niște sigilii cu număr unic, nu mai știu cum sunt acum, pe vremuri erau cu un sigiliu de plumb și să capsa și avea un număr, acum e și mai greu, teoretic le montează în afara spațiului locuibil, deci nu prea se mai fac de asta. Instalația electrică a imobilului a fost modificată, citez, conductoarele electrice pe toate cele trei faze plecare din contor, fiind introduse la bornele intrare în contor, sub același șurub, ceea ce a dus la neînregistrarea consumului de energie electrică timp de 2 ani. Asta am spus-o pentru ascultătorii noștri electricieni, care înțeleg. Și cine mai are astfel de apucături, să știe exact cum se lucrează corect. Deci puneți toate trei firele sub un șurub. Și nu vă electrocutați. Da, nu aș încerca asta acasă niciodată. Și nicăieri n-aș încerca-o. Dar oricum, mă, cele cu 1000. Primești, cum spuneam, kilowatts gratis, subvenție 50%, e șef, toate avantajele, și se locomește la un fur de curent, care e faptă penală și riscă să-l trimite la închisoare și s-ar putea ca instanța să găsească circumstanțe agravante în faptul că, potrivit Bihoreanu, a comis faptele ca salariat al unui titular de licență, adică era implicat direct, a furat din interior, cum ar veni, situație în care limitele speciale ale pedepselor se majorează cu jumătate. O altă circumstanță agravantă ar putea fi și faptul că anchetatorii au descoperit instalații de furat curent și la alte trei adrese. Proprietățile unui alt văr din familie, unde domnul Periș a înlocuit contoarele. Furtul pe față, fără nicio jenă, depinde, la o pensiune unde a lucrat. Stai, mă, că era pensiune, Periș. Acolo fura mult. Da, păi acolo consumul lunar, după ce a lucrat domnul Periș, a făcut niște reglaje, consumul era de maximum 400 de kW pe lună. Deși pensiunea are 10 camere, 2 etaje, plus restaurant, iar alte pensiuni similare din zonă consumă câte 6-7 mii de kW/h în lunile de iarnă. Nici dacă ai fi cazat numai vegani acolo, nu mai atât de puțin. Vegan în blănuri, în blănuri sintetice. Nu se ajută dormit. Întrebat de Bihoreanu, cum comentează acuzațiile care îi se aduc, de ce a fost inculpat, trimis în judecată domnul respectiv și a dat demisia numai director. Șeful de la contoare și șmecherii n-a spus decât că Dumnezeu e sus și vede. Asta e. Poate că Dumnezeu vede, dar constatările le fac judecătorii. Vede dacă a prins lumina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.